Astăzi am organizat baby shower-ul Maisei, o petrecere evident importată de la americani, pentru ca moralul mămicii înainte de naștere să fie ridicat sus de către prietenele ei, cu sfaturi, cu cadouri și cu o petrecere evident între fete. Și vreau să vă arăt ce minunății avem noi pe aici. Când am auzit... Ce spuneți de candy barul acesta roz, delicios? Arată minunat, nu? Prietenii mei de la cofetăria Laș ni l-au pregătit și credeți-mă că arată foarte bine și tortul. Tati este în ton cu noi, este și el îmbrăcat în roz. Haideți să mergem mai departe să vă arăt că prietena mea, Bianca, de la Nuntă de Poveste, ne-a amenajat toată nebunia asta frumoasă, aici tot panoul acesta minunat. În această locație superbă, pentru că nu v-am spus unde ne aflăm. Ne aflăm în cred că singurul restaurant etalon pentru mâncare asiatică, se numește Nada San și îmi place foarte mult decorul de aici. Am adus invitatele mele astăzi de aici, pentru că sushi-ul este mâncarea mea preferată din ultima perioadă și mai ales în sarcină. Să vă arăt bunătățile? Haideți să vedeți! Și m-am gândit să le fac și eu câteva surprize prietenelor mele. Așadar, am pregătit astăzi o tombolă. Nu știu dacă se obișnuiește lucrul acesta, dar sper că am avut o idee bună de care ele se vor bucura. Așa că le-am pregătit cam produsele mele preferate în această perioadă. Și le-am pregătit 3 popsocheturi. Sunt accesoriile de care eu nu mă pot despărți atunci când vine vorba de telefon, evident. Le-am pregătit aici de la ladyline.ro 3 pijamale, mai exact 2 cămăși de noapte și o pijama, pentru că somnul este foarte important în perioada sarcinii, iar eu m-am simțit foarte bine îmbrăcat în aceste produse în timpul somnului și le-am pregătit și lor câte un produs. Aici am un set de bijuterii, așa cum port și eu astăzi, de la Iris Boutique, un set de bijuterii din argint cu perle naturale. Setul meu conține și brățară și ineluș, dar pentru fete am pregătit colier și cercei din partea Iris Boutique. Să vedem cine o să fie norocoasa care o să poarte aceste bijuterii. Din partea biobeauty.ro avem acest coșuleț drăguț cu produse pentru păr, produse naturale. Iar locul întâi constă într-un parfum de la prietena mea, Denisa Tănase, ce deține brandul My Geisha. Parfumul meu preferat, roz, evident, din perioada sarcinii, parfumul powder. Le-am pregătit tombola și un concurs tare interesant pe care o să-l filmăm pentru voi. O să le pun pe fete să bea apă din biberoane. Cred că o să fie destul de amuzant. Rămâneți cu mine!
și are 2,200 kg, se va numi Maisa Maria Maxer. Și astăzi petrecerea asta este în cinste aici și vă mulțumesc că sunteți aici. Deci e un baby shower pentru că se poartă în străinătate această petrecere. Și atunci când am aflat despre însemnătatea ei, mi-am dat seama că și eu am nevoie de această petrecere. Nu doar ca să fie o petrecere, ci ca să fie un duș de emoții, pentru că shower așa se traduce, dușul bebelușului și al mămicii. Un duș de emoții, un duș de sfaturi din partea voastră, un duș de încurajări, pentru că da, am nevoie de ele chiar dacă sunt la a doua naștere. Un duș de cadouri, pentru că în spatele mele am foarte multe cadouri și vă mulțumesc pentru ele și abia aștept să le desfac acum de față cu voi, o să fac lucrurile acestea. Boutique, un brand pe care eu îl apreciez pentru că este creat de o familie, un el și ea, soț și soție, care în momentul în care fiica lor s-a născut pe numele ei Iris, s-au gândit să-i dedice acest brand și au creat acest brand de bijuterii cu diamante, perle naturale, deci produse de calitate și blănuri naturale. Zilele trecute m-au contactat și mi-au trimis cadou acest set pe care îl port astăzi și pentru care le mulțumesc și s-au gândit și la voi să vă ofere un set asemănător, colier și cercei din argint cu perle naturale și vreau să extrag un bilețel acum cu ajutorul fetelor să vedem la cine merge setul. Tu ai extras azi? Hai, alege tu, amestecă, nu te uita, bagă mânuța, amestecă bine, bine, așa, ca în maioneză, așa, așa, și trage un singur bilet și ea deschide. Câștigătoarea este Cristina Mătușa. Ia uite Cristina Mătușa, sau mamei. Cristina, setul acesta e pentru tine și iată cum gravituțele vor purta același set. Fericită și foarte nerăbdătoare să-și cunoască frumoșii ei părinți.
Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și aș vrea să vă zic atât. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să fiți sănătoși, bucurioși. Dragilor, tortul este absolut delicios. Abia aștept să-l tai, dar cu siguranță dacă prăjiturile au fost și tortul este, petrecerea a ieșit absolut minunată și am fost super emoționată pe parcursul ei. Mă bucur tare mult că aveți și voi imagini pe care le-ați văzut. Deci, practic, ați fost alături de noi. Rămâneți aproape aici pe canalul de YouTube pentru că sigur o să vă dau detalii și despre nașterea Maisei. Ciao!